În data de 18 aprilie, la Timișoara, iepurașul de Paște a început pregătirile din timp anul acesta, iar în Iulius stau deja și-a instalat tradiționalul labirint și îi așteaptă pe cei mici la cel mai dulce egg hunt dar și la sesiuni foto. După întâlnirea cu iepurașul, sunteți invitați la o plimbare prin era paleolitică, la expoziția cu dinozauri gigant și monștri marini uriași. Surprizele continuă, iar în atrium va avea loc concursul național de interpretare artistică Armonii Divine. Provocarea eghantului este recomandată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani și este deschis până pe 28 aprilie în intervalul orar 10-20. Ca să intre în joc, copiii trebuie să coloreze un desen din cartea de colorat pe care o vor primi de la ajutoarele iepurașului. Prichindeii pot participa în grupuri de maxim 10 la Egg hunt, Trebuie să găsească indiciile ascunse de iepuraș, iar după ce predau dovezile, vor fi premiați cu surprize dulci și diplome. Accesul este gratuit, iar premiile și distracția sunt garantate. Iepurașul de Paște va poposi în Iuliu Staun mai mult timp și îi așteaptă pe cei dornici la sesiuni foto. Simpaticul urecheat va așteaptă în zona Intersport, de luni până vineri, de la ora 17 până la ora 20, iar sâmbătă și duminică în intervalul orar 12.14 și 17-20. Expoziția Lumea Dinozaurilor și Moștri Marini poate fi vizitată de luni până joi în intervalul orar 10.20, iar de vineri până duminică de la ora 10 până la ora 21. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar copiii cu vârste mai mici de 3 ani au intrarea liberă. De asemenea, persoanele cu dizabilități alături de un însoțitor au intrarea liberă. Biletele pentru grupurile de minimum 10 copii au prețul de 20 de lei per copil, iar intrarea este gratuită pentru un însoțitor.